Aș vrea în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, să abordez o temă pe care am, intitula, am intitulat-o Cum să primesc iertare. Vreau să vă întreb, înainte să citesc textul, sunt aici oameni care vor să primească iertare, că nu întreb dacă sunt păcătoși sau au fost păcătoși. Dacă vor fi, sper să nu. Dar mă gândesc că sunt aici care vor să primească iertare oameni. Sunt. Eu vreau să primesc iertare. Cât mai vreți, ridicați o mână sus. Și fratele Nelu. Domnul să bine. Haideți să vă rog să vă ridicați din respect pentru cuvântul Domnului. Și am să citesc textul din Matei, capitolul 26, de la 69 la 75. Am să citesc despre tăgăduirea lui Petru. Vă rog să ascultați citirea cuvântului lui Dumnezeu, Matei, capitolul 26, de la versetul 69 la versetul 75. Petru însă ședea afară în curte, o slujnică a venit la el și a zis, Și tu erai cu Iisus, Galileanu. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, Nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în privor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, cât și vorba te dă de gol. Atunci, el a început să se blesteme și să se jure, zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu că dumneavoastră nu ați ști, sunt absolut convins că dumneavoastră știți această întâmplare biblică. Mă gândesc că n-ar trebui să fie creștin care să nu știe, de exemplu, cu câți arginți a fost vândut Isus. Sau despre lepădarea lui Petru. Mă gândesc că fiecare dintre noi suntem familiarizați într-o oarecare măsură cu Scriptura, pentru că nu poți să fii mai spiritual decât ești mai scriptural. Există oameni care nu sunt scripturali, care sunt tradiționali, au așa o evanghelie după ureche, și dacă nu te conformezi crezului sau gândirii lor, ești excomunicat din inima lor. De aceea este foarte bine să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne forma un fundal, o, o bază cât mai bună creștină. Și asta înseamnă să citim Biblia, să memorăm Biblia și să practicăm Biblia. Iată, în contextul de față, doar vreau să vă zugrăvesc puțin și să vă introduc puțin acest text sau această întâmplare și apoi vom merge la subiectul despre care vreau să vorbesc. Pentru că fiecare de aici știm că avem nevoie de iertare, însă, modalitatea cum să primesc iertare o știm, ce anume trebuie să fac să primesc iertarea lui Dumnezeu. Petru este. Ucenicul Domnului Isus, care are un temperament coleric. Știți că în lumea asta există patru temperamente, da? Coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic. Colericul este omul care întotdeauna are un surplus de energie. Întotdeauna ăsta este bun de a face multe lucruri. Dacă nu-i dai de lucru, îți dă de lucru. Nu? E bine să-l ai pe acesta în comitet. Că dacă l-ai în comitet și dai de lucru, n-ai nicio problemă. Întotdeauna el sare în sus. Acum să nu jignesc dacă cumva îi cine. Întotdeauna sare în sus și poate uneori aterizează greșit. Dar important e că sare. Asta era Petru. Într-un discurs cu Domnul Isus, Domnul Isus le spune ucenicilor în felul următor. Am să fiu dus la Ierusalim am să fiu bătut, am să fiu omorât, dar a treia zi voi învia. Iar Petru, fără să aștepte reacția grupului, celorlalți, sare imediat în sus și spune, Doamne, știi ceva? Eu, dacă trebuie să mă duc cu tine la Ierusalim și aud că vrei să mori, eu sunt gata să mor cu tine. Mă voi duce cu tine și nu te voi părăsi. Ce fain era să fie adevărat. Însă, Domnul Iisus îl contrazice și spune, Simone, Simone. Satana v-a cerut să vă cearnă cum se cerne greul. Dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Adică Domnul Iisus a prevăzut căderea lui Petru, derapajul spiritual prin care acesta va ajunge, criza prin care va intra spirituală. Pentru că Dumnezeu este omniscient, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Nu cred în predestinare. Nu cred că Dumnezeu a predestinat pe oameni pentru rai sau pentru cădere sau pentru iad. Cred în preștiința lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu știe cu exactitate ce se va întâmpla cu mine în 10 ani de acum, dacă voi fi pe pământ. Dumnezeu știe cu exactitate ce se întâmplă cu tine. Dumnezeu nu presupune, Dumnezeu prezice cu exactitate. Dumnezeu a prezis pentru Israel că le va da o națiune, de exemplu, și 2000 de ani Israel n-a avut un, un tărâm, n-a avut o țară. 2000 de ani au fost hoinar prin lumea întreagă. 2000 de ani nu și a uitat cultura, nu și a uitat limba și nu și a uitat credința evrei. Și după 2000 de ani, într-o noapte, strigă Dumnezeu prin profetul Isaia, se poate naște o țară sau un popor într-o noapte? Și răspunsul omenirii ar fi fost nu. Însă Dumnezeu a demonstrat da, pentru că într-o singură noapte, în 48, statul Israel s-a născut împotriva tuturor celor care n-ar fi prezis sau n-ar fi gândit niciodată. Astăzi Israel există. Dumnezeu prevede viitorul cu mii de ani înainte. Dumnezeu prevede ce vei alege tu, Dumnezeu știe ce voi alege eu, înainte ca să se întâmple asta în viață. Pentru asta Dumnezeu nu poate fi condamnat. Pentru faptul că El, Dumnezeu, are preștiință, că știe dinainte lucrurile cum se vor întâmpla. Însă Calvin a distorsionat această preștiință a lui Dumnezeu și a numit-o predestinare. Predestinare însemnând că un om care e predestinat pentru iad, indiferent ce ar face el, nu se poate mântui niciodată, pentru că predestinarea lui e pecetluită, iar un om care e mântuit, indiferent cum trăiește el, la finalul vieții, dacă în ultima clipă se întoarce la Dumnezeu, el va fi mântuit. Asta este contrazis și în contradicție cu principiile despre care vorbește Scriptura, despre Dumnezeu. Iată că Domnul Isus, în preștiința lui, îi spune lui Petru următorul lucru și îi spune cu exactitate: Înainte să cânte cocoșul de două ori, tu te vei lepăda de mine de trei ori. Cum a putut Isus să știe cu exactitate? Știți de câte ori a cântat cocoșul? Exact de două ori. Știți de câte ori s-a lepădat Petru? Exact de trei ori. De unde se știa atât de bine despre ceea ce va face Petru? Răspunsul este unul singur. Isus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Voi. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Noi suntem cei care ne determinăm veșnicia, în funcție de alegerile pe care le facem, pentru că Dumnezeu n-a creat roboți așa cum se creează acum în acest secol și cum inteligența artificială încearcă să creeze roboți, oameni din fier, fără sentimente, fără suflet, fără absolut nimic, care să ne coordoneze viitorul. Dumnezeu a creat ființe libere, ființe care au. Putere de discernământ, ființe care au putere de decizie. În fiecare zi suntem puși în fața unor decizii. Noi am decis în dimineața asta cu ajutorul lui Dumnezeu, dar am decis să ne trezim din pat, să venim la biserică, noi vom decide când se termine slujba să mergem și în fiecare zi suntem puși în fața deciziilor. Dumnezeu n-a creat roboți. Însă, Petru este atât de sigur de ființa lui de temperamentul și caracterul lui încât îl asigură pe Domnul că nu îl va părăsi. Trei ani și jumătate au umblat cu Isus. A fost parte din cercul intim al prietenilor lui Isus. Știți, Isus a avut trei prieteni apropiați care au văzut mai mult decât ceilalți ucenici minunile Domnului. Petru, Iacov și Ioan. Întotdeauna găsim, de exemplu, pe muntele Tabor, Petru, Iacov și Ioan. În grădina Ghețiman, mai aproape de Domnul, când se ruga Petru, Iacov și Ioan. Când a intrat în casă să-l vindece pe un slăbănog, l-a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan. Peste tot, Petru, Petru, Petru. N-ai fi gândit niciodată că un om, un apropiat, un prieten atât de intim al lui Isus, ar avea un moment de eșec, ar avea un moment de derapaj spiritual, o cădere încât să rămâi șocat unul care umblă cu Isus. Unul care aude predici, care vede și chiar umblă el pe ape, singurul care calcă pe ape. Unul care este în apropierea lui Isus, să se dezică în mod abuziv, atât de josnic și să spună, niciodată nu l-am cunoscut. Ba mai mult, s-a că s-a blestemat pe sine, pe capul lui. Unul care a auzit să nu blestemați, în predica de pe munte, cea mai frumoasă, cea mai faimoasă predică pe care Domnul a susținut-o. A spus să nu blestemați și să binecuvântați. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă, asupriți, și vă asupresc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Și acum iată-l pe Petru, trăind o demagogie cum nu ți-o poți imagina. Știi ce înseamnă să fii demagog? Una să predici și alta să trăiești. Una să cânți. Și alta să faci în realitate. Una să faci în biserică și să, să pari un sfânt, și alta să fii la locul de muncă, la serviciu. Asta înseamnă demagogie. Este atât de grav, este atât de josnic cum a căzut Petru. Și acum revin cu întrebarea. Vreau să vă pun o altă întrebare. Poate un creștin să cadă vreodată? Ideal și răspunsul utopic este nu. Dar practica ne contrazice. Există unii creștini care au căzut. Acum, a doua întrebare. Mai poate un creștin care a căzut să fie reabilitat? Și dacă poate să fie reabilitat, cum? Cum mai poți un creștin care a fost căzut să fie reabilitat? Care sunt modalitățile? Ce trebuie să fac acel om să primească iertarea lui Dumnezeu? Vedeți? Noi trebuie să fim foarte atenți din două puncte de vedere în viața noastră fizică. Și anume, trebuie să avem o relație cu Dumnezeu pe verticală și această relație cu Dumnezeu trebuie să am grijă să nu o alterez, să nu o distrug prin păcat. Dacă păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, nu există om pe pământ să mă poată ierta singurul care se poate interpune între mine și Dumnezeu, să mă aducă iertarea când l-am supărat pe Dumnezeu, este Domnul Isus Hristos. Când l-am supărat pe fratele meu, pe semenul meu, degeaba mă duc înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, iartă-mă că l-am supărat pe Vasile, pe Maria, pe Ionică, pe nu știu cine, că Dumnezeu n-are nicio treabă cu treaba asta. Tu trebuie să faci ceva, să-ți reînnoți relația cu semenul tău. Și spune Iisus în Matei capitolul 5, dacă te duci la altar și-ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, nu spune roagă-te lui Dumnezeu să te ierte, ci spune lasă-ți darul la altar, du-te mai întâi de împacăte cu fratele tău și apoi vino să-ți aduci darul. Deci, iată, există posibilitatea să păcătuiesc, să greșesc față de fratele meu și atunci trebuie să mă duc la fratele meu să-i cer iertare. Dar când păcătuiesc față de Dumnezeu, degeaba mă duc la fratele meu ca să-i cer iertare că nu mă poate ierta el în raport cu Dumnezeu. Trebuie să mă duc în prezența lui Dumnezeu. Și acum, aș vrea să vedem dacă un creștin care a căzut mai poate fi reabilitat. Și dacă poate fi reabilitat, ce trebuie să facă el ca să fie reabilitat? Pentru că noi, pe mulți, am vrea să-i reabilităm. Dar vor și ei? Dacă ei nu vor să fie reabilitați? Imaginați-vă, sau vreau să vă reamintesc pilda Samariteanului. da? Vă imaginați dacă samaritianul acela care s-a oprit lângă cel căzut în lacul acela de sânge, s-a apropiat samaritianul de el l-a luat de acolo pentru că ăla era muribund. Era plin de răni. I-a spălat rănile și le-a dezinfectat cu vin. I-a pus balsam și i-a legat rănile. Apoi l-a luat și l-a pus pe asin. Imaginați-vă dacă ar fi avut un moment acel muribund de revenire, să fie mai zdravă și ar fi început să-i dea pumni samariteanului și să-i spun, lasă-mă aici, l-ar mai fi ridicat samariteanul? Nu! Nu! Trebuie și cel căzut să se lase ajutat. Trebuie și cel căzut să facă ceva, pași ca să fie reabilitat. Nu-l poți reabilita fără ca el să facă ceva, ci trebuie chiar să facă ceva. Iată câțiva pași pe care n-am să-i prezint toți, doar patru pași. Ca să fii iertat de Dumnezeu, primul lucru care trebuie să-l faci este să părăsești mediul păcătos. Spuneți amin. Petru a ajuns în anturaje nedorite. Știți cum s-a realizat căderea? Căderea lui Petru s-a realizat datorită faptului că a ajuns într-un mediu ostil, într-un mediu abject. Biblia spune că Petru l-a urmat pe Domnul de departe. A vrut cum vrea să-și țină promisiunea. Și când Isus a fost luat și dus în curtea Marelui Preot și dus în acea clădire ca să fie judecat de către iudei, Petru ar fi vrut și el să fie aproape să audă judecata. Ar fi vrut să intre în curte, însă nu avea relații. Prin pile, Petru reușește să intre în curte. Ioan, cel mai tânăr, apostol, ucenic al lui Isus. Și fac o paranteză. Ioan este singurul ucenic care moare de moarte naturală. Toți ceilalți ucenici au fost martirizați. Petru a fost crucificat cu capul în jos, de exemplu. Toma a fost ucis cu lancia. Toți ceilalți, Andrei a fost crucificat. Toți ceilalți au murit martirizați. Singurul care moare de moarte naturală este Ioan. Pentru că Isus, într-un discurs cu Petru, la un moment dat, după ce Domnul Isus îi spune, asta e după reabilitare, îi spune lui Petru cu ce moarte va onora Petru pe Dumnezeu. Înspre ei vine Ioan, ucenicul, și spune, Doamne, dar cu ăsta ce va fi? Iisus îi spune în felul următor, dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? S-a zvonit printre ucenici că Ioan nu va muri niciodată până va veni Iisus. Însă Iisus nu spusese lucrul acesta, ci spusese, dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ce treabă ai tu cu ce se întâmplă cu celălalt? Treaba ta e ce se întâmplă cu tine acum. Și acum să ne întoarcem puțin. Ioan îl ajută pe Petru să intre în mediul acela. Interesant că Ioan nu este în cercul acesta. Nu știu unde este Ioan. Ioan probabil că a putut să pătrundă în sala de judecată. A putut să fie martor ocular la procesul lui Isus. E posibil. Știau toți că Ioan este ucenicul lui Isus, Fiind mai tânăr, fiind și având relații, pe acolo nimeni nu s-a legat de el. Dar Petru, fără relații, doar cu relația lui Ioan, intră și se așează afară și acum stă pentru că era frig, cum este acum afară, și se încălzea la foc. Anturajul în care el este este un anturaj străin, un anturaj perisabil. Cei care stăteau în jurul focului vorbeau despre Isus ca despre un intrus, ca despre un făcător de rele. Probabil că vorbeau și vulgar, probabil că spuneau multe lucruri și Petru nu te-ai fi așteptat să-l găsești în acest anturaj. Știi ce mult contează anturajul în care te găsești? Știi că anturajul îți va face viața fericită sau nefericită? Știi ce mult contează cine -ți sunt prietenii? Știi ce mult contează tu ca părinte să te interesezi cine sunt prietenii copilului tău? Pentru că anturajul poate să schimbe omul. Rusos spunea în scrierile lui, acest psihanalist, că omul se naște bun. Societatea al corupe. Bineînțeles că nu avea dreptate. Biblia spune că omul se naște în păcat. Nu se naște bun, nu se naște cu o tabula rasa, cu o tablă ștearsă pe care scrie el mai târziu. Nu! E adevărat că omul pe bază experimentală învață și își formează aptitudini, deprinderi și așa mai departe. Dar omul nu se naște fără păcat. Omul se naște cu predilecție înspre păcat cu instincte criminale, vorba lui Wurbrand. Omul se naște cu instinctele răului în el și prin urmare are aceste predilecții, are aceste dorințe înspre a face mai mult rău decât să facă bine. Și acum, cum Petru stătea acolo, vine o slujnică, o femeie de serviciu, se uită și îl măsoară pe Petru și îi spune, nu cumva și tu ai fost în grădină, nu cumva ai umblat și tu cu Iisus? No! Nu! Femeia aceasta se duce la colega ei și îi spune, auzi, aș vrea să vii și să vezi că există aici unul între noi care nu pare ca noi. Okay. Gestica, ținuta, timbru vocal, cum mi-a răspuns, ăsta denotă că a cu Iisus. Vino să-L vezi și tu. Vine și femeia aceasta și ea îl intervievează la fel ca și cealaltă. Nu ai umblat cu Iisus? Nu, nici nu-L cunosc. Și acum se duce să spună unui zelot, unui poliție de la templu. Auzi, este aici unul, un intrus. Este aici unul care cred că ăsta e spion. Vino să-l vezi, vino să discuți cu el. Noi amândouă l-am văzut. Vino să-l abordezi. Și se apropie acum acest om impunător și spune, mai și tu ai umblat cu Isus. Ești de lui Isus. Nu! Și începe să se blesteme pe capul lui și să spună că nu-l cunosc. În momentul acela a cântat cocoșul. Și el și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Isus. Dragul meu, anturajul contează. Dacă vrei să primești iertarea lui Dumnezeu, primul lucru care trebuie să-l faci este să părăsești anturajul abject. Să părăsești mediul păcatului. Vrei să scapi de țigări? Aruncă-ți țigările din buzunar afară. Vrei să scapi de băutură? aruncă ți toată băutura care o ai în casă afară. Vrei să scapi de droguri? aruncă toate drogurile afară. Propuneți, fă o decizie în seara asta, din seara asta vreau să părăsesc mediul păcatului. A venit Iisus, a intrat odată în Ierihon și la intrarea în Ierihon a auzit unul care era mic de statură, dar mare la sfat vorba românului, Zacheu s-a urcat într-un dud că vroia să se ascundă de frunze și să nu știe că Isus, să, să, nu știe Isus că el, Zacheu, stă acolo ascuns. Și a venit Isus, știți cu toți întâmplarea. L-a abordat chemându-l pe nume. Zacheu s-a văzut dezarmat. A zis, dacă îmi știe numele, dacă îmi știe că m-am ascuns aici, știe totul despre mine. Și a început să-l facă acel proces de conștiință și să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu, fără ca să-i ceară Iisus lucrul acesta. Știți ce decizie a luat Zacheu din ziua aceea? Niciodată eu la vamă nu mă mai duc. Pentru că vama este locul unde eu am căzut de multe ori în păcat. Acolo am năpăstuit. Acolo am înșelat. Acolo am făcut lucruri, am delapidat. Acolo am jăgmănit pe alții. Eu nu mai vreau mediul acela să-l mai am niciodată. Dacă tu vrei să fii iertat, primul lucru părăsește mediul păcatului. Vrei să scapi de pornografie? Părăsește imagini uh, imaginile cele de pe telefon sau de pe computer sau unde te duci și te uiți. Dacă vrei să scapi de păcat, dacă tu tot timpul vii aici și te rogi înaintea lui Dumnezeu după ce ai căzut în păcat și zici iartă-mă Doamne, iartă-mă și cu lacrimi și în timp ce cântă grupul aici te simți cercetat de Dumnezeu și Dumnezeu zice te iert, te iert, și tu te duci iar înapoi, dar nu părăsești mediu, iar ajungi în acel mediu și iar ai căzut și iar vii și iar te rogi și tot așa un fel de joc din acesta care e un te vino până când crezi că poți să te joci cu bunătatea lui Dumnezeu. Mă rog în această seară să fie seara deciziei când Dumnezeu să te ajute să părăsești mediul păcatului. În casa lui Simon Fariseu a venit o femeie, o femeie păcătoasă. Asta nu avea probleme, nu nici capul, nici picioarele, nici nu era gârbovă. Asta avea o singură problemă, problema era păcatul. Păcatul care o mutilase, care o zugrumase, păcatul care o distruse, pentru că păcatul n-are frați, n-are surori, păcatul n-are milă, n-are sentimente, păcatul n-are Dumnezeu. Distruse păcatul ființa asta. Și singura modalitate de a scăpa de păcat a fost să se arunce la picioarele lui Isus lipsită de maniere, pentru că își dorea cu orice preț iertare. S-a aruncat la picioarele lui Isus. N-a avut curajul să ceară vameșului acesta, să ceară un ligian, sfântului acesta, fariseului acestea. Să ceară, să ceară, un ligian și un ștergar care să-i spele picioarele și să-i le șteargă. Fariseul se considera pe de cealaltă parte un neprihănit, un om fără de păcat, un om care n-ar avea probleme cu așa ceva. Însă femeia a început să spele picioarele cu lacrimile ei să le șteargă picioarele Mântuitorului cu părul capului ei. Pentru că își dorea așa de mult iertarea. Întâmplarea face dialogul dintre Isus și uh, Fariseu și Simon. Un cămătar avea doi datori, unul cu 500 de lei, celălalt cu 50. Deci amândoi erau vinovați. Care crezi tu că ai iubit mai mult? Consider că ăla care, căruia i s-a iertat mai mult. Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat o sărutare. Nu mi-ai dat un lighean să-mi spăl picioarele sau să mi le fi spălat. Nu mi le-ai șters cum făcea părintele vostru Avram și zici că ești descendent din el. Dar femeia aceasta, de când a intrat în locul acesta, nu încetează să îmi spele picioarele cu lacrimile ei, să mi le șteargă cu părul capului ei. De aceea spun Simone, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Și apoi a zis femeii, scoală-te și du-te. Credința ta te-a mântuit. Femeia niciodată nu s-a mai întors la mediul păcatului. Un al doilea lucru ca să primești iertarea lui Dumnezeu, este să-ți aduci aminte de cuvintele Domnului. Știți ce l-a trezit pe Petru? Un cocoș. Cocoșul i-a reamintit lui Petru vorba care i-o spusese Iisus. Știți de ce vin boli în viața noastră? Dumnezeu ne vorbește în viața de zi cu zi. Și uneori strigă la noi în dureri. Când te duci la medic și medicul îți spune că ai un diagnostic terminal, să știi că e strigătul lui Dumnezeu. Strigătul lui Dumnezeu ca să te întorci și să te pocăiești. Strigătul lui Dumnezeu ca să vii, să ieși, să părăsești mediul păcatului. Să vii la Dumnezeu. Ce a făcut Petru este că în momentul când cocoșul a cântat și a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus, până atunci parcă niciun cuvânt de la Domnul nu mai era în inima lui. Ce faci în momentele când treci prin asemenea situații? În Statele Unite există un bărbat, numele lui este Nicu, din județul Satu Mare, locuiește în Chicago. Mi-a povestit omul acesta o întâmplare din viața lui care pe mine m-a mișcat profund. Ani în urmă, el a vrut și a reușit să plece în mod fraudulos în Statele Unite. S-a dus undeva, nu știu, în Europa, a plătit bani grei ca să ia un vapor, să fie îmbarcat într-un container în mod fraudulos și să ajungă pe celălalt țărm. Cinci români erau împreună. Au plătit bani grei. Au fost puși într-un container, având puține lucruri cu ei. Să stai o zi într-un container e foarte greu. Când evreii au fost dus în Auschwitz și închiși în acele vagoane care erau tot tip de genul acesta, fără aer, mulți au murit în vagoane. I-au pus în container și în container au avut niște mașini, au găurit containerul ca să aibă aer, dar să stai tu trei săptămâni într-un container până ajungi în America nu era simplu. Cel care a luat banii și i-a pus în mod fraudulos le-a spus să nu ieșiți pe puntea vasului niciodată. O să vă aduc mâncare, dacă vreți să mergeți la toaletă, o să vă indic unde să mergeți, dar să nu ieșiți să nu vă vadă, capitanul sau cineva, că s-ar putea să aveți probleme. Au rezistat ei o zi, au rezistat două, au rezistat trei, dar la urmă n-au mai rezistat. Și patru din ei, într-o zi, au ieșit pe puntea vasului, românul Nicu a rămas încă acolo, în container. Cei patru, când au ieșit, au fost văzuți, au fost prinși de poliția care supraveghea vasul, au fost duși în fața capitanului, care era thailandez, și apoi capitanul i-a judecat. Și în fața uh, întregii echipe militare care era acolo pe vas și a marinarilor, i-a înjunghiat pe toți cei patru români și i-a aruncat în ocean ca să vină rechinii să-i mănânce rapid. Cel care îi ascunsese în container a venit într-o fugă fără să știe limba română și fără uh, Nicu să știe limba celui care i-a îmbarcat și prin semne, prin semne gestuale, i-a explicat să nu cumva să ieși. Pentru că dacă ești, ești terminat. Rămâi aici în container, toți cei patru prieteni ai tăi nu se vor mai întoarce în container. M-a apucat groaza, a zis Nicu. Nu prea am fost eu, deși am crescut într-o familie de pocăiți, nu prea am fost eu pocăit, sincer, nu prea am fost aproape de Dumnezeu. Tot ce mi-am amintit din Biblie, nici măcar n-aveam o Biblie, tot ce mi-am amintit din Biblie a fost Psalmul 91. Am recitat Psalmul 91 timp de două săptămâni și jumătate până când am ajuns pe țărmul celălalt și zice, asta mi-a fost singura mângâiere. Numai atunci mi-am adus aminte de cuvântul Domnului. Până atunci nu mi-am adus aminte de cuvântul Domnului. Și când mi-am adus aminte de psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, se odihnește la umbra celui puternic, zice despre Domnul, este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred și așa mai departe. Zice, am tot recitat psalmul acesta că m-am temut să nu cumva să vină în container, să mă prindă și pe mine și să mă arunce în ocean. Dumnezeu m-a izbăvit pentru că mi-am adus aminte de cuvântul Domnului. Dragul meu, poate te-ai dus la medic sau te vei duce săptămâna asta. Ține minte, poate din predica asta doar asta. Poate vei veni, va veni medicul și îți va da un diagnostic terminal. Adu-ți aminte că nu medicul are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu. Amen. Îmi place despre Luther. Am citit în istoria vieții lui că într-o zi Satana a venit să-l acuze pe Luther de toate păcatele. Și a venit cu o listă lungă, Satana în timp ce el era la Worms în Germania, în castel, și stătea acolo și scria teze teologice. Și a venit satana la Luther și a zis, Luther, te crezi un neprihănit? Și Luther n-a zis nimic. Apoi diavolul a continuat, îți aduc o listă cu păcate, uite aici toate păcatele care le-ai făcut. Și a desfășurat un sul așa lung cu toate păcatele lui Luther. Luther s-a uitat la listă și a zis, mai ai? Mai am. Și a venit diavolul cu o altă listă lungă. Și l-a întrebat, Luther, mai ai, mai am. Și-o venit cu a treia listă lungă. După care Luther ar fi luat călimara cu cerneală, ar fi aruncat înspre zidul unde l-ar fi văzut pe cel rău, zicând cuvintele, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Domnul să te mustre satanul. Și-a aruncat cu cerneala, încă pata de cerneală este pe zidul castelului din Worms. Aduți aminte de cuvintele Domnului. Când vei păcătui, cel rău va zice, nu mai ai nicio șansă să te ridici. Te va ține apăsat acolo și când vei vrea să te ridici, va veni cu tot felul de, de știu eu, descurajări, de îndoieli. Nu-l asculta. Ascultă și aduți aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care iartă, care sfințește, care reabilitează, binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Un al treilea lucru care trebuie să-l să faci, dacă vrei să fii reabilitat, iată ce spune Biblia. Că Petru a ieșit afară, dar n-a ieșit afară nepăsător. N-a ieșit afară dezinteresat. Ci scrie Biblia că a ieșit afară și a plâns cu amar. Vreau să te întreb când ai plâns ultima dată în biserică. Atât de mult ne-am obișnuit cu atmosfera bisericească, încât unora ni se pare plicticoasă. Cel mai trist, li se pare chiar și predicatorilor poate plicticoasă. N-am văzut o imagine mai sumbră decât să vezi un predicator care cască la propria ei predică. Un om care stă dezinteresat. Băi, te apucă groaza. A plâns cu amar, i-a părut rău de această cădere. Cred într-un om că îi pare rău de căderea lui, de păcatul lui și că merită să fie reabilitat dacă omul ăsta vine plângând, nu dacă vine cu ton neamul să sară pe capul meu, ce ai cu mine, pastore? Vrei să mă pui sub disciplină? Îți arăt eu la alegeri. Vezi tu ce se întâmplă. Și în loc să-i pară rău ca a păcătuit, el își pune tot neamul împotriva păstorului și a conducerii și a conducerii spirituale. Ce aveți cu mine de vreți să mă disciplinați? La omul ăsta, credeți-mă că nu-i pare rău ca păcătuit, îi pare rău că a fost prins. Când vii înaintea lui Dumnezeu și chiar îți pare rău că ai păcătuit, nu se poate să nu plângi. De fapt, noi, poporul acesta latin, suntem un popor care plângem foarte mult. Și când ne bucurăm, plângem, nu? Spunea Arghezii așa de frumos în poezia la noi. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătase. La noi atâția fluturi sunt și atâta jale în casă. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi, multe, multe. Asta este la noi, asta e poporul latin, poporul român. Așa sunt latinii. Ei plâng și atunci când se bucură, plâng. Ferice de cei ce plâng, a spus Isus. Că cei vor fi mângâiați. De ce să se plângă omul toată viața, spune profetul Ieremia în plângeri 3 cu 39. Mai bine fiecare să se plângă de păcatele lui. Vreau să vă întreb, de ce a plâns Petru? Și dacă a plâns, în plânsetul lui cui s-a rugat? Ce a spus Petru atunci când plângea? În seara asta ești aici și îți garantez iertarea lui Dumnezeu. Nu eu, ci această carte sfântă. Petru nu s-a rușinat să recunoască eșecul. Să recunoască căderea. A ieșit afară, a părăsit mediul abject. Și a adus aminte de cuvintele Domnului care au început să-l macine pe dinăuntru. Și a început să plângă cu amar. Mai am vreo șansă? Nu pot să cred, Doamne, niciodată că eu am căzut atât de greu. Nu pot să cred că eu am făcut așa ceva. Nu-mi vine să cred, Doamne. un al patrulea pas care trebuie să-l faci. Când cazi, să vii cu păcatele tale la Isus. Cu toate păcatele tale. Cu toate căderile tale. Cu toate robiile tale, lanțurile care te-au legat. Vino la Isus. Știți, am stat și m-am gândit foarte mult, de ce Isus nu-l iartă pe Iuda și-l iartă pe Petru? V-ați gândit vreodată? Haideți să zicem că suntem într-o sală de judecată, dumneavoastră toți sunteți judecători. Oricum sunteți judecători, că o să judecați predica după ce plec fiecare cum vrea. Să zicem că suntem într-o sală de judecată, da? Dumneavoastră toți sunteți judecători. Eu vin și vă prezint un caz. Dragii mei, avem un caz interesant. Doi prieteni foarte buni îl trădează pe al treilea. Unul zice, îl cunosc, vă duc la el, se duce, el sărută și îi spune învățătorule. Iar învățătorul îi spune, prietene, ce ai venit să faci? Fă. Celălalt zice, nu-l cunosc, nu l-am văzut și se blastă -mă pe sine. Care-i mai vinovat? Dacă suntem corecți, care-i mai vinovat? Păi vinovat e la care zice, mă, nici nu-l cunosc. Ai zice, mă, nu-ți e rușine? Păi n-ai fost tu cu el, n-ai mâncat cu el, n-ai stat tu cu el la masă, n-ai văzut o minune. Cum poți să te blestem să spui nu-l cunoști? Știți de ce Iisus îl iartă pe Petru și nu-l iartă pe Iuda? Da, vei zice, păi așa era scris. Da, așa era în preștiința lui Dumnezeu. Dar uitați de ce, există acolo un secret în Biblie. Când Iuda a conștientizat că a păcătuit, când l-a apucat durerile conștiinței, cum te apucă durerea unei măsele? Unde a fugit el cu banii că nu-i mai trebuiau arginții, puteau să fie dubli, tripli în pungă? Unde a fugit el cu durerea conștiinței și cu punga? La preoții cei mai de seamă. A aruncat galbenii în templu și a zis, am vândut sânge nevinovat, să știți că a fost și acolo durerea conștiinței. Am vândut sânge nevinovat. zis ce răspund preoții? Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Și de acolo, Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Pentru că n-a găsit nici un, o înțelegere nimănui. Unde se duce Petru după ce a păcătuit? Petru a ieșit afară. Când iese afară, Evanghelistul scrie ceva interesant. Privirea lui Isus s-a întâlnit cu privirea lui Petru. Și a fost de ajuns o privire. Când Isus s-a uitat ținte la Petru, prin Petru a trecut fiori reci. Dar și dragoste dumnezeiască. A ieșit afară și a început să plângă cu amar și a zis Isus. Isus îmi pare rău de ce am făcut. Poate mă mai ierți vreodată, nu știu. Dar aici plâng și plâng până când mă ierți. Dorința asta de a ști că ierta sau nu, îl vedem pe Petru încă atunci când femeile vin și spun: Am via, Domnul! Petru fuge la mormânt împreună cu Ioan. Ioan ajunge mai repede în mormânt, nu vede decât fășile de pânze puse la loc. Nu intră în mormânt, doar ajunge până la mormânt, vede că piatra e dată la o parte, însă Petru când ajunge, pătrunde în mormânt. Ar vrea ca orice preț să-l caute pe Isus, oriunde să-l întâlnesc pe Iisus. Pentru că vreau să știu că sunt iertat. Și apoi vine momentul la Marea Tiberiadei. Când Isus din nou stă de vorbă doar cu Petru. Când urmează iertarea și reabilitarea lui. Pentru trei negări, trădări, Isus îi pune trei întrebări. Petre, mă iubești? Te iubesc, Doamne, Petre, mă iubești mai mult decât ceilalți? Te iubesc, Doamne. Petre, vreau să fiu sigur. Mă iubești? Doamne, Tu toate le știi și le cunoști. Știi că te iubesc. Vreau să te întreb în această seară, tu iubești pe Domnul? În ziua întâlnirii cu El pe țărmul celălalt, nu o să te întrebe nici câte predici ai predicat, nici de câte cântări ai cântat, ci o să te întrebe cât de mult ai iubit. Cât de mult l-ai iubit pe El? Vrei în această seară să primești iertare? Te rog să ridici o mână dacă ești aici și vrei să primești iertare în seara asta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nici nu vreau să vă chem în față că sunteți foarte mulți. Dar acolo unde sunteți, am putea să cântăm o cântare, ceva despre iertare? Și după cântarea asta să facem o rugăciune? Permiteți? Să facem o rugăciune. Și în rugăciunea asta să mergi acasă iertat. Nu există mai mare bucurie ca iertarea. După cum nu există mai mare zdrobire ca păcatul. Păcatul zdrobește și lovește, dar iertarea lui Dumnezeu vindecă și nobilează. În seara asta vreau să pleci de aici iertat, să spui cum a spus David, plin de fericire, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Dar nu uita, părăsește mediul păcatului. Aduți aminte de cuvântul Domnului care spune, chiar dacă cel rovine și spune nu mai ești iertat, aduți aminte că sângele lui Isus te curățește de orice păcat. Aduți aminte că trebuie să plângi, să spară rău, că plânsul lui Petru înseamnă regret, renunțare, că înseamnă o remușcare sufletească, că chiar i-a părut rău. Aduți aminte de Domnul și vină la Domnul Isus. În această seară la El te chem să vii. El este singurul care dă iertare. Câtă vreme trăiești pe pământ, Dumnezeu să-ți dea iertare. Haideți, ridicați înaintea Domnului împreună cu grupul. Să cântăm această cântare și apoi să ne rugăm.